De astăzi, aeroportul internațional Chișinău nu mai este administrat de compania Avia Invest, ci este gestionată de stat. Subiectul a fost abordat constant pe rețelele de socializare, iar încheierea acestei epopee a provocat o serie de reacții în mediul online. Majoritatea utilizatorilor rețelelor de socializare privesc cu scepticism această noutate, fiind convinși că va avea consecințe negative. Păi să vedem cum statul va monitoriza aeroportul. Sper că sunt destui experți în domeniu. Sau, ca de obicei, aviația va fi condusă de un agronom sau de un veterinar. Oricum, nimic nu ne mai surprinde, crede Sergei Lannister. Statul este, prin definiție, cel mai prost manager. Statului nu-i pasă de dezvoltare, principalul lucru este să mulgă. Vreți un exemplu? Multelecom, crede utilizatorul Johnny Cooper. Experiența instituțiilor controlate de stat în oricare domeniu nu aduce la nimic bun, îl susține Ion Tatul. Casa a dispărut, citează contul de Telegram Căpăv Moldove. Păcat de aeroport, scrie Olesia Bebeico. Aeroport era menajat, aceștia îl vor ruina. Oamenii nu vor simți nicio schimbare a prețurilor. În schimb, oficialii își vor umple conturile offshore până îl vor ruina, spune Tatiana Sokolova. Acum va sufla vântul ca la gară, susține utilizatoarea Lena Lena. A venit și sfârșitul aeroportului, scrie Alexander Ciornei. A fost frumos aeroportul, scrie Alexander Sosnovski. Investitorii au făcut multe, aeroportul a fost modernizat, arată mai bine decât multe aeroporturi din unele orașe europene și 49 de ani nu au trecut. Întotdeauna am crezut că aeroportul aparține doar statului, dar este puțin probabil ca statul nostru să-l fi adus într-o asemenea stare. Acum măcar să nu-l ruineze, mai speră Galina Jordan. În același timp, internauții au și unele curiozități cu privire la viitorul aeroportului din Chișinău. Începând cu ziua 28 martie, aeroportul internațional Chișinău nu va mai fi administrat de compania Avia Invest, ci va trece în gestiunea statului. Am două întrebări cu privire la această decizie. 1. Când anume luna anul va fi anulată taxa de 9 euro, care a fost mărul discordiei? 2. Câți bani sunt prevăzuți în bugetul de stat pentru anul 2023 pentru dezvoltarea ulterioară a aeroportului internațional Chișinău? Se interesează Gheorghe Ciubinașvili. Aș vrea să aflu unde a fost mutat aeroportul, sau mai degrabă, la cine, face aluzie Alexandru Ciulcov. Deci, biletele vor fi mai ieftine? Sau fiecare al treilea zbor va fi gratuit? Întreabă Toma Elizașvili. Taxa de 9 euro pentru fiecare bilet vândut va mai fi? Este curioasă Oxana Manoli. Pe lângă întrebările din online, se regăsesc și predicții referitoare la ce urmează. Mai departe, după schemă, furt, faliment și vândut la vreun cumătru, crede Dmitri Șmul. Da, putem să facem o slujbă de pomenire a aeroportului, vor vinde tot ce există, apoi îl vor da în arendă, crede utilizatorul Hrestomati Hrestomatinii. Încă un progres spre nicăieri, scrie utilizatorul Elena Sergeevna. L-au întors cei care l-au dat. De ce l-au dat? Întreabă Alexei Pahomis. Și contul de Telegram Genii Carpat încearcă să analizeze situația creată în jurul aeroportului. Autorii scriu că de astăzi aeroportul internațional Chișinău este gestionat ca întreprindere de stat, fără participarea unui concesionar. Și se pare că companiile low cost evită să opereze cu țara noastră nu din cauza litigiilor aeroportuare, așa cum a declarat președintele Parlamentului. Acum guvernarea are ocazia potrivită pentru a demonstra că faptele nu diferă de cuvinte, sau va trece o lună și vor găsi un motiv pe măsură pentru a explica de ce nimic nu se va schimba. Între timp, după cum am observat, din structurile statului, încetul cu încetul, pleacă cei care pledau pentru dezvoltarea unei rețele de aeroporturi în întreaga țară. Nu înseamnă că nu o vor dezvolta, dar cei care promovau tema sunt din ce în ce mai puțini. Un alt cont de Telegram, news.md, amintește că povestea încă nu s-a încheiat. Avia Invest a depus o plângere la Curtea de Arbitraj Internațional de la Stockholm împotriva guvernului moldovean și cere o despăgubire de 885 de milioane de euro. Totodată, rezilierea contractului presupune o returnare obligatorie a investițiilor în sumă de 90 de milioane de euro. Așteptăm noi scheme deja cu aeroportul, rezumă Vitalie Vorotila.